Dacă lucrul ăsta se întâmplă, atunci putem constata că Vladimir Voronin a fost convins de cei câțiva membri pe care îi are ca să devină, care vor tare să devină deputați. Pe timpul lui Plahotniuc i-a cumpărat lui Voronin cu ciocul deputați, acum, într-un fel sau altul, Voronin îi vinde lui Dodon candidați la funcția de deputat, ceva de genul ăsta. Dar de ce îi trebuie parte, lui Dodon alți candidați de pe listele altcuiva? Vă spun, pe de altă parte, sunt de acord aici cu domnul Reniță, cred că este o disperare, este un gest disperat din partea PSRM-ului și a lui Dodon. El încearcă să transmită un mesaj că este rucapajatnic pe intern, și-a luat această decizie, probabil că el crede că este mai bine totuși cu Voronin decât cu Șor. S-a convins că această alianță toxică cu Șor i-a jucat fiesta și eu cred că lucrurile vor fi și mai clare în viitorul apropiat, pentru că sondajele încă nu au măsurat gradul de toxicitate a acestei coaliții față de impresia oamenilor despre Partidul Socialiștilor. Dar vom vedea în ce măsură aceste calcule vor aduce un plus valoare în sensul scorului electoral. Dumneavoastră personal, cum credeți? Iată, în cazul ăsta, un bloc comun al celor două partide ar putea determina mai multe mandate? Ei, asta e și întrebarea. În politică, foarte des, 2 plus 2 nu fac neapărat 4. Într-adevăr, trebuie să ținem cont de această antagonizare pe parcursul a multor ani dintre PSRM și PCRM. Deci ei și-au spus lucruri care și mai de care. Deci Voronin l-a numit pe Dodon trădător, omul care a luat bani când a vândut acele 3 voturi pentru a-l vota pe președintele țării, după care a urmat alt șir de răspunsuri din partea lui Dodon. Dodon l-a numit... Da, dar totuși electoratul celor două partide este unul destul de disciplinat, care execută, face ce spune liderul. Nu știu dacă neapărat lucrul ăsta mai este valabil, pentru că eu cred că electoratul, chiar și acel electorat, deja are anumite întrebări, are anumite pretenții față de cei ce au făcut sau mai ales de cei ce n-au făcut atât PSRM-ul și PCRM-ul. De asta, pentru mine, nu este foarte clar dacă această coalizare va aduce plus valoare în sensul scorului electoral. Urmează să vedem. Totuși, haideți să recunoaștem, am impresia că din 2012, când a plecat Dodon din PCRM, Voronin l-a învinuit că el a luat bani pentru acel vot și cam același mesaj l-a transmis pe parcursul ultimelor 8 ani. Cu câteva excepții la alegerile prezidențiale, Voronin l-a susținut pe Dodon. După asta a zis că îi pare rău că l-a susținut... Da, în 2016. Exact. Da, deci au fost precedente, există, în care supărarea a fost lăsată, armistițiu pe termen scurt, scopul este comun și acum scopul este unul nobil pentru ei. Trebuie practic să distrugem unioniștii, să nu le permitem să vină la putere. De-asta practic răspundeți la întrebarea cât este de credibilă o astfel de depinde pentru cine. Uniune. Depinde pentru cine.